Bine v-am găsit, dragi telespectatori, aici la emisiunea Interviu Agro. Sunt Camelia Varga și voi fi gazda dumneavoastră în edițiile următoare ale acestei emisiuni. În această zi am bucuria de a avea invitată o doamnă specială, o doamnă pe care eu o iubesc foarte mult și care este o interpretă iubită de dumneavoastră, cunoscută de dumneavoastră, frumoasa interpretă de muzică populară, doamna Mărioara Man Gheorghe. Bine ați venit! Bine v-am găsit și îți mulțumesc, Camelia, că m-ai invitat în această frumoasă emisiune. Am venit cu tot dragul, ai văzut cum m-ai sunat, am spus că vin. Da, așa este. Și sunt tare fericită că sunt aici alături de voi și de telespectatorii voștri. Întotdeauna mă susțineți, m-a susținut și înainte și ați fost lângă mine exact când a trebuit. Cu drag. Tocmai din acest motiv am și dorit ca această emisiune în care eu sunt gazdă, să spunem așa, pentru telespectatorii noștri aici la Agro TV, mi-am dorit ca această primă emisiune să fie cineva care este așa, care s-a așezat în sufletul meu și cu care pot vorbi așa ca de la suflet la suflet. Și de asta mi-am și dorit să fiți dumneavoastră prima, dar veți mai fi invitată încă. Îmi doresc lucrul acesta. Mă bucur că te-ai gândit la mine. Știi că tot timpul și eu m-am gândit la tine și ești în sufletul meu, pentru că ești un om deosebit și mi-ești tare dragă. Mulțumesc. Spuneți-mi ce ați mai făcut, doamna Mărioara Man Gheorghe. Păi am făcut multe lucruri, zic eu frumoase, pentru că așa vreau să fac tot ce e mai frumos, să aduc pentru oameni, pentru copii, pentru cel de lângă noi, pentru aproapele nostru, să fac lucruri frumoase. Și de data aceasta să știi că am venit la tine cu mare dragoste și bineînțeles cu CD-ul meu, care este cald. Așa, că mi-a spus, am zis, doamna Mărioara, oare ce? Da. Să vorbim despre dumneavoastră. Exact. Da, dar zice să vezi ce am și o noutate. Exact. Lansez un CD. Așa. Acest CD se numește Măria-i nume sfânt. Așa. I-am dat acest titlu pentru că această melodie, acest cântec este superb. Maria, la noi în țară, e un nume care îl întâlnim foarte des. La fiecare casă, cred că nu este casă fără numele Maria. Pentru că e frumos când spui Maria, ți se lipesc buzele. Și am ales acest cântec și acest titlu al CD-ului pentru că o să vedeți cât de frumos este. Este un cântec extraordinar care în el se regăsesc și mările din Oltenia și din Moldova și din toate zonele țării și fiecare casă să primească acest cântec cu drag de la mine. Sunt sigură de asta și pe parcursul emisiunii telespectatorii vor auzi câteva din melodiile câteva, de pe acest CD. Dacă doriți, îl puteți și arăta colegilor mei. Sigur că da. Și este foarte frumos și videoclipurile și le-am videoclipurile, ascuzut. Deci la Maria e nume sfânt, am videoclip nou acum a făcut acasă la mine cu fete și feciori de la mine din sat. Și am videoclipul La mulți ani, măicuță bună, cu mama mea și cu surioara mea din Anglia. A venit expres să fac acest videoclip și sunt tare fericită că Dumnezeu mi-a binecuvântat aceste zile de a ajunge lângă mama și de a putea face aceste videoclipuri. Le-am văzut și sunt niște imagini extraordinare. Da. O să le vedem. Da. Vreau să vă întreb, cât de greu a fost să realizați acest CD? Nu mă refer neapărat ca perioadă, ci perioada anilor. Cât de greu să adunați aceste cântece? Să știi că a fost greu și nu numai că eu am adunat material, am mult mai mult material, mai am material, dar totdeauna de fiecare dată când am vrut să îl strâng, să-l duc într-un CD, să realizez acest CD, a apărut un nepot. Întotdeauna când am vrut să fac ceva cu CD-ul, a apărut altceva. Deci de
5 ani încoace, eu am în fiecare an câte un nepot. Așa, trebuie să spunem că aveți deja patru nepoți. Să vă trăiască, să fiți binecuvântate și 3 copii. Da, așa este. Am 4 nepoți și a dat Dumnezeu să vină și al 5-lea, adică Siliu meu, dar eu mai aștept nepoți. Am înțeles. Haideți să vedem așa ușurel. Da. Dumneavoastră de unde sunteți? Eu vin dintr-o zonă foarte frumoasă, folclorică. Ce să spun, Valea Gurghiului se spune, din comuna Hodac, satul Arșiță. Casa mea este așa sub pădure, pădure de fagi, de brazi. Am avut o copilărie extraordinară, grea, cât foarte grea, dar frumoasă. 9 frați. 9 frați. Da, 2 au plecat la cer, mai suntem 7. Dar pot să spun că acolo cei 7 ani de acasă mi-am luat de la părinții mei, pentru că, știți, la noi în Ardeal copiii merg de mână cu părinții la biserică. Așa. Și Dumnezeu m-a binecuvântat să trăiesc într-o așa familie, să fiu crescută cu dragoste, cu iubire și cu frică de Dumnezeu. Cum e să fii la masă, să fie o familie cu atâția copii, o familie atât de mare? Cum e să este trăiești foarte, într-o este familie? Foarte frumos, dar noi, cum să spun, copiii, frații mei sunt mult mai mari decât mine și ei au crescut și au plecat. Deci eu, fiind penultima din 3 copii, am venit mult mai târziu, așa, nu penultima, mai am 2 frați mai mici, că m-am încurcat în atâția frați. Eu am venit mai târziu pentru că părinții mei s-au recăsătorit. Da, eu vin din a doua căsătorie a părinților, a fiecăruia părinte, pentru că tata lui mama, soțul lui mama a murit. Așa, Dumnezeu, și soția lui tata a murit și atunci și-au refăcut viețile. S-au refăcut viețile și am mai născut mama încă 3 copii, deși mama mai avea un copil, deci 4 și cu 5 al lui tata, s-au suntem 9. Da. O familie frumoasă. Cred. Cât de legat ați păstrat legătura cu această viață a satului? Cu lumea satului? Da, ce înseamnă pentru noi? Da, pentru că eu acolo m-am format. Am făcut cele 8 clase. Așa. Toate vacanțele mă duceam la Zmeură, la Mure, la Afine. Mă duceam să plantez puieți de braz, de fagi, adică eu am muncit de pe la 7 ani. Și am avut o legătură cu oamenii din sat, deși am plecat în clasa 8-a, dar eu mergând la muncile acestea și eram harnică, să zic, mă laud acum, simt... Da, foarte bine. Dar ce să fac? Mergeam... Când eu laudă. Mergeam să... Sau e! Da, zilele noastre. Mergeam să culeg zmeură, mure, mă rog, da, fructe de pădure, să le duc la acolo, la kilogram unde le vindeam, ca să-mi cumpăr caiete, rechizite și haine. Ei, acolo, pe dealuri, ce crezi că făceam pe lângă... Eu culegeam zmeură, mure, eram foarte harnică, dar eu cântam. Și m-auzeau vecine de pe dealul ăla, zicea, uite-o pe Maria lui Gheorghe, asta e vocea ei. De la cine ați moștenit voi? De cine ați luat vocea? De la tata. Tatăl meu a cântat foarte frumos și mama mea cântă încă și acum că trăiește. Dar tatăl meu a avut o voce extraordinară. De la el am învățat cântece, am învățat colinde. La noi în casă, înainte de sărbători, se colinda și de sărbători. Cum să spun, am trăit așa o copilărie frumoasă, dar a trebuit să plec, pentru că visul meu a fost să plec, având-o pe surioara mea mai mare, Violeta Man, care și ea cântă folclor. Am văzut-o la televizor, era mică și am zis și eu vreau să ajung acolo și eu îmi doresc foarte mult. Să vedem primul videoclip cu dumneavoastră cântând. Doriți? Cu drag. Atunci așa să fie, dragi telespectatori, Mărioara Man Gheorghe cu primul cântec. Din Gurghiu de
la 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 la. Vina Brazil, o tulpină, mi se pune la inimă. Din poien mândre cu flori, de la frați, de la surori, și din satul cu feciori, la la la. Și fete multe ce poartă haine cu flori când îi joc în sărbători și seara înșezătorii, la la la. Drag mi satul meu iubit, pe unde am copilărit, la 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 la. Cu turme multe, unde-s codrii rămuroși, sapinar, voinici, făloși, ai la 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 la. Cât pe lume oi trăi, ardealule te iubi, la la la. Vântul norul, ia ascultă-mă pe mine, că niciunie nu-i mai bine, omule cansat la tine, la la la. Că străin, uite străin, de ai face apa vin și dulceață din pelin, la la la. Deci și sora dumneavoastră cântă. Da, cântă. Și cântă. Ea este mai, mult mai mare și eu... Și dumneavoastră ați luat drumul, da, către București. Către București. Foarte direct. Ambițioasă. Fără voia tatălui meu, nu mi-a dat nici semnătura. Nu v-a dat voie. Mi-a semnat dascălul de la biserică. Da? Adică am făcut-o... Am înțeles. Am făcut ceva așa, că dacă tata nu m-a lăsat... Și dumneavoastră ați plecat. Da. Și ați luat... Ce legătură aveți cu biserica? Legătura mea cu biserica este de mică. De mică am cântat în biserică. Și la ora actuală, mai ales că sunt preoteasă. Și părintele este un om extraordinar. Da. Sunt cunoscut. Mereu lângă părintele, duminica, în sărbători, atunci când pot. Cântați? Sunt momente, da, sunt momente când nu pot să merg, dar în cea mai mare parte sunt lângă părintele, cânt și la strană, cântăm pricesne în biserică, știu toate răspunsurile de la toate slujbele, de la nuntă, de la botez, de la liturghie, de la tot ce se întâmplă în biserică, chiar și de la mormântare știu toate. Dar oare a fost greu să împărțiți și rolul de preoteasă? Pentru că eu v-am văzut cât de calde sunteți și în comunitate și oamenii cum vă percep și cum sunt de, cât sunt de apropiați de dumneavoastră și de părintele. Au acceptat ideea de dumneavoastră de a și cânta și de a fi și preoteasă? Da, au acceptat, să zic eu, puțin mai ușor, pentru că eu, înainte de a fi preoteasă, eu am fost artist, solist de muzică populară. Și atunci știau că doamna preoteasă cântă. Într-adevăr, era o puțină reținere, nu era ca astăzi, da? Uh-huh. Pentru că sunt foarte mulți ani de atunci. Da, așa este. Aici, în parohia Clinceni, unde suntem acum, avem aproape 30 de ani de când suntem. 30 la biserică, de ani, da. De 30 de ani, da. Statornici. Și am fost în altă parohie, dar ne-a demolat și aici, de când suntem, am venit aici, aici am rămas și aici ne place foarte mult pentru că îi cunosc pe copii de mici până la cel care s-a căsătorit și mai are și copii. Deci e două, trei generații am prins așa. E foarte frumos și ce este foarte interesant, faptul că părintele este alături de dumneavoastră. Am observat, asta este o legătură foarte puternică. Cred că altfel nu se putea face. Da, eu sunt și părintele este alături de mine și mă susține în ceea ce fac. Îi place folclorul, îi place muzica bună și muzica clasică, adică noi chiar suntem niște oameni care știm să separăm lucrurile. Când suntem la biserică, cântăm muzică bisericească, iar când suntem la petrecere, cântăm muzică de petrecere. Deci lucrurile se separă în funcție de unde ne aflăm.
Eu când sunt la biserică, știi că da. Cânt și pricesne, cânt... Poate o să ne cântați o strofă puțin mai încolo. Da, cu drag. Poți să-ți cânt acum, adică nu se pune problema. Poți da? Să-ți cânt o strofă. Da, da. Haideți, da. Pentru tine, Doamne, florile-nfloresc. Pentru tine, noaptea, stele strălucesc. Pentru tine, noaptea, stele strălucesc. Mulțumesc! Ai, așa, foarte frumos! Așa, o strofă dintr-un cântec bisericesc, foarte da. Drag sufletul meu. Eu îl cânt acest cântec și nu numai acesta, cu grupul meu, Mlădiță Ilfovene din Clinceni. Știi că, așa îl conduceți, da, și da, sunt și educatoare. Sunt și educatoare, dar am un da. Grup foarte bine pregătit. Așa e, l-am văzut. Da, eu împreună cu Grigore German, solistul de muzică da? Populară, ne ocupăm de acești copii talentați. Avem aproape 40 de copii, vreo 20 sunt numai soliști. Nu știu pe toți. Așa. Toți cântă din zona de unde vine bunicul sau cineva apropiat. Adică da. Am încercat așa să păstrați tradițiile. Să păstrăm tradițiile și, bineînțeles, costume foarte originale. Frumoase, originale. Și chiar sunt încântată pentru acești copii că îmbrățișează tradiția românească și duce mai departe cântecul popular, pentru că ei sunt aici, la 15 kilometri de București, la Clinceni. Haideți să vă întreb eu, apropo de București și de copilărie. Da. Ați plecat, cred că, de tânără la București. La 14 ani și 6 luni am plecat de acasă. 14 ani? Da. Aoleu, ce curajoasă! Da. Bravo! Spuneți-mi care a fost diferența, care au fost, ce ați întâmpinat când ați venit în București? Unde păi ați stat? Păi am plecat de acasă cu dragostea de cântec. Asta mi-am dorit, văzând-o pe sora mea că poate să cânte și eram atât de fericită pentru ea, am zis că și eu pot să fac același lucru. Tatăl meu n-a fost de acord, așa, dar eu... A zis încălcat, nu. Am zis nu. Știam, simțeam că trebuie să ajung la București. Pentru că mi s-a părut acolo și foarte greu și am zis că dacă nu plec de aici, ce pot să fac decât să mă mărit, cum se mărită fetele la noi la 16 ani. Mai aveam puțin și mă măritam. Și am zis că mai bine iau drumul și Dumnezeu o să-mi binecuvinteze pașii și o să mă ducă, eu zic, într-un loc ferit de rele. Tatăl meu zicea, nu te duce la București, că acolo oameni mai așa, care mai liber. Te primească, da, cu brațele deschise și să n-apuși pe alte drumuri. De dar aia cum a fost contactul? Care a fost primul contact cu scena? Să le spunem totuși telespectatorilor că dumneavoastră ați câștigat trofeul Floarea din Floarea grădină. Din grădină. Primul contact cu scena a fost de la liceu. Deci în clasa noua deja a văzut scena la televiziunea română. Era ceva important, vă dați seama cât de fericit am fost. M-a văzut tot satul, m-a văzut lumea, că eu deja părinții, când... tata. Părinții, tata, era... deja a început să se acomodeze cu ideea. Am parcurs anii de liceu, am făcut și școala populară de artă tot paralel, în București. Tot în București, da. M-a luat domnul director Gheorghe Lazăr de la un concurs și mi-a zis dacă vrei să vii la școala populară. Păi zic, sunt la liceu, nu pot. Vii paralel. Deci, cum să spun, drumul meu și viața mea a fost oarecum, totdeauna părea un om. Și m-a ajutat. Am înțeles. Da? Omul potrivit. Omul potrivit, da. După liceu, exact ce spuneam, a vrut Dumnezeu să ajung la Floarea din Grădină. La prima etapă. Eram prietenă cu soțul meu, cu părintele. L-ați întâlnit? Îl întâlnisem deja, cu el am fost la Slobozia, el m-a dus cu doamna Simona Patraulea, care o sărut și o iubesc din suflet, că a fost lângă noi producătoarea de la, și realizatoarea de la Floarea din Grădină. Da. Și înțeles. Ne urmărește, să știți că ne urmărește mereu.
Ce frumos. Și când am fost la prima etapă a Florii din grădină, ce crezi că a zis doamna Simona? Mm. Puneți camera pe băiatul ăla frumos, care zici că seamănă cu Elvis Presley. Soțul? Soțul meu, da. Da, acum soțul meu, da. Acum îl laud, pentru că era chiar, soțul meu era frumos și îl plăcea lumea și eram încântată că îi place folclorul, că îi place muzica populară, deși el era la teologie. La teologie, da. Da, dar avem ceva comun, să știi, pentru că și la ei se cântă și la noi, dar fiecare cu drumul lui. Și după, deci am dat prima etapă, ne-am căsătorit, m-am căsătorit cu soțul meu și aici am avut atâtea probleme, ca și de acasă, n-am putut să plec la liceu. Așa. Aici când s-am mărit, nu m-au vrut socrii. Că, așa. Că sunteți cântăreață? Nu. Nu. Că sunt româncă și soțul meu e macedonean. A, am înțeles. Da. Și am încălcat și aici. Am mers tot așa. Tot înainte, nu ne-am oprit. Ați făcut ce ați simțit. Da, și pentru asta... soțul meu am făcut lucrul ăsta și el pentru mine. Am plecat amândoi în viață, fără să ne dea binecuvântarea părinții. Ne-a părut rău, dar n-am făcut ceva rău, pentru că am știut că ne iubim, pentru că am știut că ce trebuie frumos să fim împreună. Și el m-a văzut preoteasa lui. Ce important e, da. Și uite că dragostea dumneavoastră s-a transmis copiilor. Da. Și socrii mei m-au iubit foarte mult, că suntem trei nurori și chiar sunt fericită, chiar dacă n-a fost la nunta noastră, când a fost, noi am făcut nunta în Ardeal. Aha. După un an ne-a primit acasă, ne-am împăcat, cum s-a spune, m-a binecuvântat și pe mine, m-a primit în familia lor, pentru că ei au niște tradiții. Aha. Și mi-a spus, de astăzi ești de-a noastră, ești macedoancă. Așa să vorbești, fie. Macedonește. O să știu. Ne spuneți după primul... A, deci știți. Da. Știu să cânt, știu să joc, știu toate tradițiile. Am, da, înțeles. Atunci haideți să vedem un nou cântec cu... Și vreau să spun, da, care o să fie următorul cântec, pentru că îl dăruiesc soțului meu și l-am dăruit și pentru toți soții dragi. Ce-mi place și iubiți. Cântecul acela. Ești cel mai frumos bărbate. Ești cel mai frumos bărbate, Mărioara Manghiorghe, doamnelor și domnilor. Cel mai frumos bărbate, deci tu eu am de toate. Nu mi-o trebuit avere, numai drag și mângâiere. Avem o casă frumoasă, pe cei dragi cu noi la masă. Încă o viață de-aș avea, tot pe tine te-aș lua. Încă o viață de-aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. Mulțumesc lui Dumnezeu că o lăsa să fie al meu. Pe mâna ta când m-am pus, lacrimi și durere în os. Avem o casă frumoasă, pe cei dragi cu noi la masă. Încă o viață de-aș avea, tot pe tine te-aș lua. Încă o viață de-aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. Se miră cum se poate dragoste până la moarte. Eu mi-aș mai dori o viață să stau la tine pe brață. T-avem o casă frumoasă, pe cei dragi cu noi la masă. Încă o viață de-aș avea, tot pe tine te-aș lua.
viață de-aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. Trecut ani și trec, lângă tine mi petrec, prin cântec îți mulțumesc, cât de mult te prețuiesc. Avem o casă frumoasă, pe cei dragi cu noi la masă, încă o viață de-aș avea, tot pe tine te-aș lua. Încă o viață de-aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. Avem o casă frumoasă, pe cei dragi cu noi la masă, încă o viață de-aș avea, tot pe tine te-aș lua. Încă o viață de-aș trăi, tot pe tine te-aș iubi.